Trece timpul, care bunul. Marți 13 cu 3 ceasurile, dar statistica am lămurit-o de la început. Astăzi oamenii de știință au concluzionat, nu este o zi absolut deloc cu ghinion. Marți 13 este o zi ca oricare alta. Nu știu cum arată știrile, dacă arată întâmplări cu ghinion sau... Cu ghinion, așa, pe scurt timp, dar cu final fericit. Doi pepeluși au fost încurcați. Aoleu, s-au încurcat bebelușii. O mămică a plecat cu alt bebeluș acasă, la noi, Credeam că s-au încurcat unii pe alții. În pătuțuri acolo, nu. Asta și multe altele. Vă zic altele. Și de ce s-a produs confuzia, imediat. Interesant. Asta și multe altele. Chiar acum de la Nadina Zisu avem știri. Bună dimineața, bun găsit la știri. Un renumit medic neurolog din capitala a distrus o cafenea din Dorobanți cu o machetă, nu odată, ci de două ori. După cel de-al doilea atac, medicul a fost prins de polițiști și este sub control judiciar acum pentru 60 de zile. Bărbatul ar fi fost sub influența unor medicamente psihotrope amestecate cu alcool atunci când a comis atacurile, spun apropiații lui. Mai devreme, o anchetă internă va fi demarată în secția de obstetrică ginecologie a Spitalului Județean Ploiești, după ce o mămică a fost externată cu un alt copil. Situația a fost lămurită, din fericire, la scurt timp, după ce cealaltă mamă a sesizat că bebelușul ei a fost externat din greșeală. Confuzia s-a produs pentru că cei doi bebeluși aveau aceleași nume și prenume și au fost născuți în aceeași zi. Cristian Paleru, chirurgul de la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a recunoscut că a luat mită în repetate rânduri de la pacienți, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Totodată, medicul este obligat să presteze muncă în folosul comunității pentru 100 de zile, dar și să achite peste 140.000 de euro, adică banii câștigați ilegal. Peste 1000 de blocuri din sectorul 4 al capitalei stau fără apă caldă și căldură, bineînțeles din cauza unei avarii majore produse la magistrala Berceni. Problemele ar putea fi remediate până mâine, anunță Termoenergetica. Numărul românilor care fac un credit pentru a-și cumpăra o locuință este din nou în creștere. În ultimele 3 luni ale anului trecut, suma acordată pentru credite ipotecare s-a dublat față de aceeași perioadă din 2022, spune Banca Națională. Ca să atragă mai mulți clienți, băncile au și oferte cu dobândă fixă la credite. Elevii care au obținut premii la olimpiade școlare sau medalii la concursuri recunoscute de Ministerul Educației ar putea intra la liceu fără să mai susțină evaluarea națională de anul acesta. Pentru moment, ideea face parte dintr-un proiect aflat acum în dezbatere publică, anunță Ministerul Educației. România pierde 1 milion de locuitori la fiecare 10 ani. Anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimii 100 de ani la noi în țară. În prezent, populația a ajuns la același nivel ca în anul 1966, adică fix înaintea deciziei lui Nicolae Ceaușescu de a interzice întreruperile de sarcină. În acest ritm, sociologii spun că peste 25 de ani, România ar putea avea aceeași populație ca după primul război mondial. Joe Biden și-a făcut cont de TikTok, deși aplicația a fost în repetate rânduri criticată de guvernul american. În primul videoclip postat pe platforma, Biden răspunde la mai multe întrebări despre preferințele sale pentru finala campionatului de fotbal american. Și o informație din sport, Sorana Cârste a fost învinsă de liderul WTA Iga Świątek în turneul de la Doha. Prin prezența în turul 2 al competiției, Sorana și-a asigurat un premiu de peste 20.000 de dolari. Iar cu asta am încheiat știrile orei 8 abia, dar ne auzim și un pic mai târziu cu alte informații. Vă aștept! Dimineața pe 2! Da, foarte serioasă aia cu domnul doctor... Da. Neurolog, oare a operat-o cu maceta, săracu, adică... Nu, cu maceta s-a dus domnul acela, n-ai văzut în centrul Bucureștiului. Da, da, sunt la putere macetele, văd că în ultima vreme. Deci, înainte erau printre interlope, acum văd că și medicii și... A devenit mainstream maceta? Da. Păi da, găsești da. Și la... Trenduri în 2024. La market, da, la market, când te duci la raionul de grădină, găsești și hați. Cum arată o macetă? Nici nu e bine, lasă să nu știi, Nadina, da, că după aia ți-ai și tu. Da,
mai. Și am înțeles că au crescut. Își iau oamenii case mai nou. Da, am început să ne luăm din nou case pe credite, că nu avem cum altfel. Știi că o bună perioadă de la pandemie încoace, cam așa, oamenii s-au cam dorit să mai facă credite din cauza dobânzilor foarte mari, bineînțeles, dar ușor, ușor acceptăm, practic, avem nevoie. Suntem mai săraci decât înainte, dar avem aceleași nevoi. În pandemie, toată lumea își lua casă, nu-și mai lua apartament. Fugeau de toată lumea. Da, sau se mutau la casă. Ce bine casă că nu mai pomen. Pandemie. Haide să vorbim și despre lucruri serioase. De fapt, nu neapărat serioase. Vorbim despre lucruri serioase, dar le tratăm neserios imediat, fiindcă avem o veste pe care ne-a dat-o și Nadina. Iar noi trebuie un pic să vedem despre ce este vorba. Știi cum e? Nu creșterea până nu o verifici. Păi ce, mama? Ne întoarcem imediat. Suntem Grig și Moga dimineața pe 2 și Nadina Zisu este alături de noi. Cernat, îl salutăm în concediu. Se uită la noi. Sper s-a trezit. Dacă nu-l trezim noi. Nu ne-a dat mesaj, nu știm dacă s-a trezit. Dacă ești cu noi, Cernat, dă-ne și nou un mesaj, să știi. Haide, neața. Neața. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Am zis că vorbim lucruri serioase, fiindcă Nadina a zis-o mai devreme la știrile. Radio Impuls România ne-a ridicat-o la fileu și Joe Biden și-a făcut cont de TikTok. Hai, bă, ce să mai iată, și-a făcut, da? Joe Biden cont de TikTok, îți dai seama. Are 81 de ani, președintele democrat. 81 da. De ani. Guvernul SUA are o problemă, că ei în Statele Unite s-a interzis TikTok-ul, atenție, din câte am înțeles, pe telefoanele de serviciu. Da, telefoanele de guvern din Statele Unite n-ai voie să ai TikTok pentru că e o aplicație foarte rea. Și toată lumea a criticat, adică și republicanii și democrații au criticat TikTok-ul și tot timpul. Nu TikTok, e periculos. Ce a făcut Biden? Fără TikTok, să nu existe. Ce a făcut Biden? A uitat și și-a făcut TikTok. Și-a făcut cont de TikTok. Înțelegi? A avut o zi în care s-a trezit, nu mai știa ce trebuie să facă și a zis, băi, îmi fac și eu cont de TikTok. S-a apucat omul să posteze sale, a sunat telefonul, țâr. El se uita, mă sună, zi-mi un om de ăsta, secretarul apărării, cum îl cheamă? Secretarul apărării îl cheamă. Așa-l cheamă, secretarul apărării. Da. Și zice, mă sună secretarul apărării, oare cine o fi ăsta? Nu răspund. Poate e vreun curier. Înțelegi? Adică pe principiu poate e un curier și nu vreau să mai o comanda. Nu mai vreau. Și ignora Biden acolo, cancel pe telefon. Și filmă clipuri. A filmat un videoclip din care n-am înțeles nimic, ceva cu vorbea Super Bowl. Vorbea de NFL, Super Bowl, nu s-a înțeles exact ce zice acolo. Partea bună este că Statele Unite sunt în siguranță, fiindcă președintele Biden nu o să mai posteze pe TikTok. Nu că l-oprește cineva, a uitat parola. Și a uitat parola din prima zi. E simplu, frate. Oricum el, după ce a făcut cont de TikTok, era foarte supărat. Că a intrat acolo și nu și-a găsit prietenii. A încercat să-l găsească pe François Mitterrand, nu l-a găsit. A încercat să-l găsească pe Burebista, nici Burebista era acolo. Decebar Perscorilo. Oare i-a găsit, oare să tuite, nu i-a căutat. Îl întrebăm pe Biden. Măi, tot e ceva tare. Fiindcă, de exemplu, știi cum sunt calculatoarele alea vechi în toate instituțiile statului? Sau majoritatea le-am de la văzut. Noi? N-ai cum să le ratezi cu monitorul la mare. Deci, politicienii noștri cred că încă își mai dau baz pe Yahoo Messenger. Este foarte probabil să-și dea baz pe Yahoo Messenger și... Deci măcar Biden e modern, adică... Da, el folosește TikTok. A început să posteze tot felul de chestii pe acolo și cine știe ce o să mai posteze, dacă își ține minte parola asta. Dacă corect. Și în România TikTok-ul este mai folosit decât Instagram și Facebook, spre deosebire de alte țări. Da, nu știam asta. Da, serios, uite, Franța, Germania, Spania, Italia se stă mai mult pe Facebook, după aia Instagram și pe ultimul loc este TikTok-ul. Noi ne place să dansăm. Exact, iar la BAC, eu în loc de matematică aș da aș înlocui matematica cu o provocare TikTok. Să se facă o probă de provocări pe TikTok, provocare, nu? Provocare TikTok, da. Ce e atâta matematică? Ia să vedem cine face cea mai tare provocare de pe TikTok. Bine, să nu greșească. Să ne reamintim provocări celebre de pe TikTok, vreți? Aoleu. O să le dăm pe alea care nu dor. Exact. Da? Și care nu sunt periculoase. Care nu dor atât de tare. Da. De exemplu, a fost la un moment dat o provocare Tessica Brown. Ea a inventat-o. Să-ți dai în păr în loc de gel cu super glue. Să-ți dai cu în loc de gel, să-ți dai cu super glue în păr? Da. Ca să ai freza forever. Și ai freza forever, adică nu ți se mai... Forever. Da. Și la super glue. Dar știi că a ajuns la spital? Păi cred. Da.
Tot la Super Glue există și provocarea să spui dinți de vampir cu Super Glue. Aulă. Și singura problemă este că provocarea nu e asta să ți pui. Ok. Provocarea este să-i scoți, pentru că rămân lipiți. Mamă, ești cu dintele tău de nevampir. Da, exact. Cu ești cu rădăcină cu tot când îl, când îl scoți. Deci cu dinți. Ce provocări mai avem? Hai că mai era una cu dinții, Andrei. Era aia cu să-ți pilești dinții. Să-ți pilești dinții, da. A existat provocarea să-ți faci dinții cu pila pe TikTok. Vai, asta intră la categoria dureroase, dar nu foarte. Am văzut, să știi, oameni care și-au fost. Și știi cum aveau gurița? Zici că erau pirania. Da, știi, da, cum da. O pirania. Am văzut, da, 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 da. Ascuțit, tâc, 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 tâc. Și își puneau așa, și făceau. Da, interesant. Fiecare face ce vrea. Era o pirania, mă. Dar a mai fost o provocare care te putea lăsa fără dinți. Este vorba despre provocarea știuletelui de porumb. Cum, deci, cum e provocarea știuletelui de porumb? Nu e de aia, e, zic eu cum e. Am înțeles, da. Da, mă gândeam că poate. Bagi un știulete de porumb, deci porumb fiert. Îl spune-mi unde-l... Într-o bormașină. Într-o bormașină, da, așa. Dai drumul la bormașină, îl duci în gură și ăla se învârte, se învârte, se învârte și tu încerci să mănânci porumbul ăla, știi? Adică să fie eficient, este o probă de eficiență. Corect, Jason Derulo și-au pierdut doi dinți așa. Am înțeles, deci nu e neapărat eficient. Deci a făcut-o pe TikTok, este celebră, toată lumea a dat-o. Și de atunci n-a mai făcut nimeni provocarea. Cred și eu. Este oare... foarte simplu. Oare de ce? Provocarea noastră este să rămâi în continuare pe Radio Impuls România, mai ales că fiți atenți, un pic mai târziu o să revină Nadina Zisu, fiindcă vorbim ca fetele, adică nu vorbim așa subțire. Da. Vorbim despre lucruri care, nu știu, de care sunt foarte, foarte preocupate fetele în general, dar și băieții și bărbații, că vorba aia sunt partenerii lor, însă mai avem și alte lucruri interesante de povestit. Aici Grig și Moga suntem, stați cu noi! Dimineața pe doi. This. Feel Good Radio. Impulse Radio. Ne-am întors, ne-am întors, suntem Grig și Moga. Stai să mă întorc. Așa, întoarce-te și tu. M-am întors cu fața. Bun, ne-am întors, suntem Grig și Moga, am stat ca băieții, dar trebuie să stăm un pic și ca fetele, nu? De asta a venit Nadina. Voi. Da, ca fetele, poți să zici așa. Putem să stăm ca fetele, nu? Putem să stăm și noi ca fetele? În rubrica de astăzi stăm, cum să nu stăm? Stăm și ca băieții. Ce o să vorbim astăzi? Am venit cu divorțul astăzi. Aula, divorț, despărțire. Dar n-am venit doar eu, adică, uite, un ultim studiu, vin foarte mulți oameni, un ultim studiu ne spune că în România, deci o să ne axăm pe ai noștri, așa. Unul din cinci cupluri căsătorite ajung la divorț în cele din urmă. A, puțin. Ce mai așteptam la mai mult? Scurt, da. Oricum, în 3-4-5 ani maxim. Măcar își dau seama repede. Asta e bine. Așa că sunt niște oameni de știință, niște cercetători care așa. S-au gândit așa, bă, ce se întâmplă și hai să analizăm ce fac oamenii greșit în relațiile astea noi din zilele noastre cu tineretul. Și sunt, au identificat vreo 12 greșeli care distrug relația cu partenerul de viață. Eu le-am citit pe toate, cu atenție. Zine una. Așteptările nerealiste, asta este în top, și anume nevoia de a schimba pe omul de lângă tine după un timp în relație. Aha. Adică e totul bine și frumos, lapte și miere, și după aia încep. Uite, aș vrea să faci asta. Mie nu-mi place asta, asta trebuie schimbată, asta, asta și cu asta. În general, recunosc că asta fac femeile, da. Dar uite, noi facem o chestie, fiindcă vrem să facem un bine cuplurilor. Da. Da. Și Nadina o să vină imediat cu restul motivelor. Cu restul motivelor identificate de specialiști. Și ați cu văzut? Siguranță o să ne regăsim. Foarte mulți dintre noi. Eu nu cred, eu nu cred. Suntem perfecți, nu e adevărat. Și așteptăm și pe colegii noștri de emisiune, a.k.a. ascultătorii noștri, să ne spună, nu știu, un top 1, 2, 3 lucruri care îi enervează la partenerul de viață și pentru care s-ar putea ajunge la despărțire sau dacă nu s-a ajuns deja. La 0754-222-999, fiindcă noi vrem să vă reparăm relațiile, nu să vi le stricăm, noi așa încercăm. Că dacă vorbești deschis despre lucrurile care te enervează, uite așa poate le și rezolvi. Dar nu aia cu șosetele sub pat sau pe lângă canapea asta, no, nu, ceva mai... Aia nu e real, da. Da. No, șosetele sunt peste tot. 0754-222-999, care sunt alea trei motive, două sau unul singur, care te-ar putea duce efectiv la o despărțire sau la un divorț? La tine în relație, fiindcă noi cumva încercăm să o reparăm, dacă se poate, să-ți dăm un sfat sau ceva, dar venim și cu oamenii de știință care zic că mai sunt încă vreo 11 motive simple și la obiect. De ce se despart oamenii? Aflăm chiar imediat. Unul din cinci, puțin. Imediat ne întoarcem în capetele. This is Cafe
Fetele, o rubrică pentru noi. That's right. Ca fetele cu o super fată, Nadina Dizu, bună dimineața. Hai, da, bună dimineața. Nu uitați că avem și un site. Este avem. Vorba despre cafetele.ro. Se scrie capa fetele.ro. Foarte multe lucruri interesante acolo. Evident, sunt chestii care ne privesc și pe noi băieții, dar și pe voi fetele în special, fiindcă dacă vrem să înțelegem fetele, trebuie să știm ce se întâmplă cu ele, dar acum trebuie să înțelegem puțin. Și voi ați aflat până la vârsta asta? Nu. Nu o să aflăm. Păi de-aia avem rubrica. De asta avem rubrica. De asta suntem aici. De asta avem rubrica. Astăzi nu vorbim în special despre femei, da, așa cum ați crede după numele rubricii, ci vorbim despre divorțuri. Divorțurile au loc între femei și bărbați în general. Da. Că ne trebuie și bărbații, din păcate. Da, așa. Mergem mai departe. Da. Știți, vă spuneam și mai devreme, dar reluăm ideea, unul din cinci, un studiu recent ne arată că unul din cinci cupluri din România ajung la divorț. Ok, adică nu e ok, dar... Înseamnă foarte mult față de... Și mie în continuare mi se pare puțin. De odinioară, mie mi se pare mult. De așa, ce? Și unor specialiști li s-a părut mult, unor cercetători în materie de relații de cuplu, care au făcut așa un mic research și au descoperit 12 mari greșeli pe care cu toții le facem după ce căpătăm, știi, rutina și comoditatea aceea după ce suntem în cuplu, mai ales căsătorii. Întrebare la 07... Mai ales după căsătorie, da. 0754222999. Întrebarea este ce greșeli se întâmplă la voi în cuplu, adică ce greșeli și face ea. Și cui enervează cel mai tare la partener. Sau ce greșeli credeți ce greșeli voi că face ea sau face el. Da? Deci cum ar veni, ea vorbește despre el, el despre ea. Că uite, avem rata asta de divorț relativ destul de mare, dar să mai auzim ce spun specialiștii. Prima avem așteptările nerealiste, care înseamnă, se referă la atunci când ți-ai găsit pe cineva, da, și nu ești sigur dacă tu te-ai îndrăgostit de omul ăla sau de o proiecție, pentru că atunci, okay, când proiecția nu mai răspunde nevoilor tale, s-ar putea să se ajungă la despărțire. Bun, doi. Așa, deci așteptările nerealiste, nevoia permanentă de a câștiga, asta vine dintr-un ego foarte mare al... De a câștiga în fața... De a câștiga orice. Discuții, de a câștiga, aha, argumente, okay, de a câștiga... teren în fața celuilalt, să-i spunem așa. Să ai tu dreptate. Bun. Despre asta e vorba. Uite, ăsta mi se pare mie foarte important. Permiterea altor persoane să intervină în momentul în care se mai bagă mama, se mai bagă tata, chiar și cu un sfat. Sau, aha, un prieten care își dă și el o părere despre impasul prin care treceți voi. Apropo, asta, de asta nu e, n-o să ducă niciodată la nimic bun. Avem și mesaje de la voi deja la 0754222999. Să vedem dacă vă nimeriți și cu părerea specialiștilor. Evident, bună dimineața! Neața bună lume, neața bună radio. Vă salut, salut. Neața. Oameni buni, ce să zic, în familia noastră, știi ce e problema? E problema prietenii, intuiția aia asta prietenilor. Zic, și mai bine lăsăm prietenii, că nu e scandal, nu e nimic, adică lăsăm unii din prieteni care își bagă coda acolo în familie. Părerea mea atâta. În rest, cu nevastă mea și cu copilul ne împăcăm foarte bine, ne iubim, n-avem nicio treabă cu nimeni, așa că v-am pupat. Bun, mulțumim, uite, Mihai. Vezi, a venit la fix după ce am spus motivul cu permiterea altor persoane să intervină. Asta niciodată în veci nu o să ducă la nimic bun. Ce mai zic specialiștii? Neglijarea nevoilor emoționale și fizice ale partenerului. Emoționale, da, fizice, duce depinde. La o distanțare, de multe ori, da, iremediabilă. Okay. Bun, eu încerc să pun pe lista acolo. Mai zic că îmi place. Da, te rog să notezi, că sunt multe, poate nu le ții minte. Ia zic că îmi place. Resentimentele înseamnă trăit un trecut. Să nu treci peste o ceartă din trecut și să-i aduci aminte omului, și ca bărbat și ca femeie. În 28 iulie la 16:45, mai știi ce ai făcut sau ce ai spus? Când ți-ai lăsat? Eu recunosc că am această tendință. Eu nu m-am găsit în niciuna până acum. Haide, ia uite unde era bărbatul perfect. Eu n-am ego, n-am nimic. Păi de asta e singur. Exact, de asta n-am. 0754222999. Să vedem voi ce chestii așa nasoale aveți cu partenerul. Ce aveți să-i reproșați, ce are ea să vă reproșeze vouă. Fete și băieți, spuneți ce te nemulțumește la partener, că vrem să nu ajungeți la divorț, așa că dați afară ce aveți pe suflet, că ajută foarte mult. Bună dimineața! Neața băieți, Alina din Constanța vă salută. Băieți și fete! Mă deranjează foarte mult la soțul meu este faptul că este mult prea perfecționist și dacă ceva nu este ca el, se frustrează așa. E foarte enervantă chestia asta, o zi faină. Ok. Asta ține
bine de este că spusese mai devreme. A, este și asta pe lista. Este pe listă, putem, nevoia permanentă de a câștiga. Nevoia aici se încadrează. A, okay. Eu așa cred că aici se încadrează. Eu cred că toate se încadrează acolo, dacă mă întreb. La nevoia de a câștiga. Ce mai avem? Nerespectarea diferențelor dintre tine și partener. Că le vezi de la vârsta. Început. Nu cred că se referă la asta. Asta e o chestie pe care cred că ți-o asumi. De la început, dacă ai plecat la drum cu cineva mai în vârstă. Eu am 60, tu ai 30, maică... Păi da, dar cum aș putea... Ajută-mă și pe mine cu bastonul ăsta. O să-mi ții și mie bastonul, da. Un pic? Am primit un mesaj. Eu înțeleg ce ziceți voi, dar nu despre asta e vorba. A, nu? Am primit un mesaj, zice așa, nața, dragilor, nu e nimic de înțeles la o femeie. Trebuie respectate regulile, să fie clar. Punct. Și atât, asta ne zice Elen. Dacă... Eu cred că nici n-a încercat domnul vreodată să o facă. I s-a părut prea dificil, n-a încercat să o facă și a concluzionat că... Eu cred că tu nu știi cum este să încerci să înțelegi o femeie. Dar poate deveni interesant. Bună dimineața! Lumea asta nebună în care într-adevăr foarte multă lume divorțează. Așa. Cred că am ajuns după 14 ani de căsnicie să zic că chiar nu mă deranjează nimic la soțul meu. Wow. Mă ajută cu copii, îi duce la activități, strânge din casă, mai puțin în bucătărie nu se bagă. E. Dar în schimb le facem absolut pe toate, așa că hai să mai fie și vești bune. Tare, uite ce mesaj optimist. Dai bună speranță, nu? Patru... Nu mă deranjează după 14 ani. Și după 14 ani de căsnicie până la toată urma. Ce mai zic specialiștii, Nadina? Oamenii deci de asta știință. Cu diferența, voi ați rămas la diferența de vârstă. Trecem nu, peste. Era diferența de nivel emoțional și corect. Așa mai departe. Negarea vinei. Asta mă trigăruiește un pic. Doare. Negarea vinei. Asta este specifică unor persoane narcisiste, pentru că se vorbește foarte mult de narcisiști în zilele noastre. Nu recunoaște niciodată că greșești. Eu nu greșesc niciodată. Eu n-am greșit. Te văd așa. Nu, greșesc, evident. Ce mai zic specialiștii? Următoarea? Dorința să punem pe listă. Nebună. Asta a fost de la mine cu nebună. De a deține controlul asupra partenerului. O vreme poate să fie interesant, ca femeie. Când îl vezi pe bărbat așa de, știi, posesiv și în control. Dar de la un punct încolo va deveni foarte deranjant și se ajunge la despărțire, da. Bună dimineața iarăși. Asta, eu le-am bifat pe toate de pe listă. Aia, doamnă. Cu siguranță și cele care urmează, pe care încă nu le-a citit. Așa. I-am divorțat. Pentru că s-a pierdut respectul. Și atunci când se pierde respectul, okay, cred eu că moare și iubirea. Aveți foarte mare dreptate. Unul din cinci cupluri se destramă, adică divorț, din diferite motive. Nadina, tocmai ce ne-a zis. Uite, o listă de potențiale motive de ce se despart oamenii. Noi le căutăm pe alea dintre voi la 0754-222-999. Ce nu vă place foarte tare la el sau la ea, dar putea duce la o despărțire. Avem multe mesaje optimiste, ceea ce mă bucură, și revenim imediat la voi. Mare și Nadina pe listă, câteva motive de la oamenii de știință, bineînțeles. Muzică la Radio Impuls România și pe canal de 2, unde ne vedem. Suntem Grig, Moga și Nadina. Rubrica Cafetele este aici. Feel Good Radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get